descărcam așa, am stat acolo vreo 3 ori, la 7, la 10, unde m-am descărcat. A fost coadă, am ținut ordinea, un singur sivuitor, du-te acolo, ia-l de acolo. Dar unul eu sunt capul ăsta, ăla în capul ăla, altul. S-a făcut 10. Slăvit să fie Domnul, oricum m-a dat biruință. Ne apropiem de finalul comunității noastre pe Europa și pe tot. Deci mă retrag acasă, nu o să mai stau. Mai stau 2 săptămâni acum, până de sărbători aproape. Și o să vin acasă, vedem cum mai face. Am prins aici, era bine, nu zic nu. Da, acasă stai singur, mă aduc acasă, dar femeia nu vrea, copilul nu vrea. Și mă duc acasă să văd. Acolo, n-are rost, stai singur pe aici, nu o să merită, frate. Nici pe Europa, nici cu o lună, nici cu două, iată, ăsta-i vagonul. M-am băgat pe aici, m-am băgat degeaba, trebuie să ies pe partea aia. Că hai așa că nu mai văd acum, aici. Te-am văzut pe clasul de asta, da. Doar ți-am făcut loc. S-a liftant, mă, asta e de capul meu. A ridicat liftanta și stă vagonul, se decalează mult mai mult. Uite, patinează.
în față acum dacă tu te-ai băgat în după depășire aici. Deci n-am vreunul băgeai sau eu aici până m-am încadrat. Bordură, mă, de liftantele lor, ce le-au fi ridicat liftantele astea, nu știu. Și e, bă, dar au fi făcut cauciucul ăla, ok, cauciucul ăla rupt acolo. Am un cauciuc tăiat. Sper că, e, de unde, mă, că vagonul ăsta a fost în Anglia, acum. L-au dus cu vaporul. Gata, alții l-au încărcat, l-au adus, ce-i în vagon, o vraie, știi? Mă, chingi, prăștiate, nu mă... Vă mai dau atunci la intrare. Ia uite-l, mă. Ia uite-l, mă. Da, dragi prieteni, aici am încărcat bobina. Eu deci pe șeful meu s-a nimerit tot aici. Cam dificil, că nu cunoști, nu știi. Avem o fisă de ieșit la poartă. Ăia ne dă cod, ăștia ne dă fise și tot așa. Primește aici locul de parcare, de exemplu, asta e parcarea 1, parcarea 2, parcarea 3, parcarea 4. Și unii zice, ei, acolo te oprești și aștepți, vine unul cu bicicleta, se uită, vede ce marfă ai, unii o discarci și dă mai departe, te cheamă după ea. Eu am încărcat aici, uite unii asta verde, aici peste drum, rolă de tablă, n-am mai încărcat de când eram la Baia Roșii. Și o ducem pe la mai încolo de gen. Avem 134 de kilometri. Asta era o doamnă aici, pe camionul ăsta, șoferiță. Bine, la el nu sunt ca la noi, șoferiță stea cu luna, acolo, cabină. Un bărbat mai stă, dar o femeie, nu știu,
Da, da. Nu-i prea comod să stai atâta pe cabină. Acum băgăm fisa asta aici. Ghidușa, că a pus ăștia o din asta aici, din ajuns. Ieșim cu stânga, că pe dreapta e lucrări și stai mult în alea. Ia să ne dezbrăcăm noi un pic. Vreo oră și ceva, ca să nu ne coacem de căldură. Da, pe băiatul ăsta că vin acasă, nu mai îmi trebuie comunitate, nu mai trebuie nimic, mi-ajunge și mie. Zicem noi că facem cât trece, dar nu faci nimic. Să duc toți banii aiurea, nu tot n-adu. Dacă e să nu-ți dea Dumnezeu, nu-ți dă, poți să câștigi tu miliarde. Chiar citeam din cuvântul Domnului, dacă nu mă înșel pe la... Habacuc, ceva de genul pe acolo, nu știu, spunea, chiar spunea că era acolo în Biblie, spunea mersi. O să ai bani, buzunarul o să fie spart, o să risipească, nu o să ai folos, nu o să ai nimic. Deci, dacă nu-i de la Domnul sporul, poți să câștigi tu miliarde. Nu, n-ai rost, nu te înțelegi cu bani. Și în a doilea rând, cred eu că sunt niște semni ca să mă duc acasă, în România. Nu-i locul meu aici. Nu-i locul meu aici. Băiatul e la școală, nu poți să-l rupi de acolo, să-i strici rostul. Dacă nu era băiatul la școală, să fi terminat școala, da, ziceai, bă, mă mutam aici, da. Așa, ca să mai stau 3 ani singur pe aici, nu merge. Că... nu merge. Dai chirii, dai aia. Când ești cu familia, e altă treabă, da, așa ca să stai singur aici cu... Nu zic că nu-i bine, fiecare seară acasă, servici, adică hai să fii serios. Și în România, dacă mă duc și mă urc pe camion, tot nu vin în fiecare seară acasă. Tot mai dorm o noapte pe cabină, tot mai... Să fii serios, da. Aici, în fiecare seară, da. Doar dacă nu vroiam eu să zici, bă, mi-era sil, rămâneam în cabină. Dar nu există să dormi o noapte la cabină, deci nu există. Aceea da, să merit, adică șoferii, fac seara, ai și tu o viață. Dacă să stai așa, să treacă viața pe camion, nu se merită, frate, nu se merită. Șase de tone avem. Bagtești, trântești o frână acum aici în fața mea, așa. Nu știi ce haveni sunt aici. Ai ACC-ul, ce mai e pe aici, le știu așa când le primesc. Le-am învățat, acum am învățat anversul. Le-am învățat, știu, le-am făcut, nu mai. Dar la început era complicat, rău, tare. Ce s-a auzit, mă? S-a auzit ceva, trosnit. O fi ceva, lăzile alea pe la vagon, ce s-a auzit, mă?
trosnit vreun cauciuc, dar se auzea, nu, stă într-o parte, nu stă într-o parte. Am un cauciuc tăiat, a tăiat rău tare. Nu știu cât o ține, am zis, a fost vagonul ăsta în Anglia, mă repet. Deci l-am dus, l-am lăsat la vapor, l-am dezgățat, acum au venit înapoi. Și i-am zis de atunci, măi, trebuie schimba cauciucul ăla, dar... Trebuie să-i aduc aminte, uite, am stat de vorbă cu el aici, cu încărcat și el cu mine aici. I-am dat niște CMR-uri, că sâmbătă, vineri, mi-a fost el să mă mai duc la el. Bine, m-am dus, mi-am făcut cumpărăturile, trebuie să-mi fac și eu. Aia zic, nu, mă, să m-am apucat târziu, zic, mă mai duc eu, și vineri a aglomerat. Zic, ajungeam la 8 acasă, așa, am ajuns și eu la 6. Viața făcută. Nici n-am mai alimentat vineri, am alimentat azi. Și... Acum dacă l-am prins, zic, ia și CMR-ul de aici, gata. Vreau să-i leduc în seara asta, dar l-am prins, m-a scătit, gata, m-a salvat Domnul. Lucrează Dumnezeu așa de frumos. Lucrează, știi? Merg, mă, toate merg, uite, acum, ca să nu mai iau, intrăm pe aici, cu dreapta. Că normal GPS-ul ăsta mă duce aiurea, dar eu iau pe aici, pe de-a dreptul și ies. În autostradă direct, n-are rost, mă mai duc eu acum un kilometru și ceva, până ies, până nu știu ce. Ieșim pe aici cu dreapta și tot în autostradă. Care nu știam drumul ăsta și care nu știi să duci încolo, până am învățat și eu șmecheriile pe aici până. Ia să vezi, acum mă recalculează nebună, toți mă întoarcă, dar știi drumul, dar nu vrea ea să mă duc pe acolo. Da, cum da? Uite, Haven, așa trebuie să iei aici cu GPS-ul, nu mai e, uite, scrie Haven 500, 700, așa trebuie să iei, numai după indicatoare. Dar de ce să mă întorc, mă? Măi, măi, fată, mă, de ce să mă întorc eu? Dar nu mă întorc, fată. Dar de ce? Uite, acum am găsit drumul. Am vrut ea să mă mai întoarcă pe acolo, nu știu de ce, ce... E mai lung drumul, nu știu care e problema ei. Ori mă ducea pe tunel, dar nu mi-a arătat că mă duci pe tunel, când am dat vizualizare hartă. Pe tunelul cu plată mă refer. Lasă-mă, uite ăștia cu basculile scoare, nu-i gol ăsta. Era să-i rup la unul oglinda, s-o băgat aici, eu cu liftanta sus. Am oprit, ai rupeam oglinda, da? E curba asta închis aici rău. Noi suntem lungi, se decalează roțile, vagonul nu calcă pe cap tractor, cum calcă o remorcă cu proțap. Remorcele cu proțap, alea calcă. Sau alea care au roți viratoare, axa viratoare pe spate, da, alea calcă, exact, deci alea nu se deplasează. Dar astea nu, astea se duc, un metru, jumătate de metru, mai ales dacă ai și o liftantă sus și ești în două axii, se duci un metru ca popa față, pe lângă capul tractor. Nu știu ce-o fi după dealul ăsta, mă, băieți, mă. După dealul ăsta nu știu ce-o fi. După panta asta sus aici. O fi groapă de gunoi, nu știu. Ori o fi vreun bazin de acumulare, chiar nu știu, nu înțeleg ce-o fi aici. Toti oile, bă! Da, da, aici ăștia nu stă ca ciobienii la noi, mă, ne păzească. Ia, da, drum pe aici, bă, dar la oază. Paști oaia pe aici. Acum nu știu, eu că e canalul ăsta, canalul ăsta cred că e administrat de ăștia, de la api, nu? Dar pământul o fi la careva sau pur și simplu, mă, dau drum la oi pe acolo, când mă întreabă nimeni nimic, nu știu. E curioasă treaba. Canalul e al lor, nu? Da. A statului sau, da, cine administrează. Dar pământul, bănuiesc că n-au și oi ăștia. Că lângă pescării faci și oi, să fi
fie așa universal, eram așa. Am umblat eu, mă, după aici, când eram la containeri, până le-am prins, mă. Să fie Domnul. Dumneavoastră ziceți amin. Slăviți să fie Domnul. Amin, da? Cel mai bine așa, să slăvim, să aducem slavă lui Dumnezeu. La fiecare moment, la fiecare izbăvire a noastră. Ai încărcat mașina? Da, zici. Slăviți să fii tu, Doamne. Ai descărcat mașina? La fel. Slăviți să fii tu, Doamne. Că Dumnezeu dă biruință. Să descarci, să încarci. Ai ajuns la descărcat? Slăvit să fii tu, Doamne! Ai descărcat tot? Gata, iar, când ne pleci, mă duc să încarc. Slăvit să fii tu, Doamne! Și tot așa, fraților! Hai, nu mă lasă nimeni! Mersi! Te băga acum, că dai peste mine, ești nebun, ce ai? Două șase de tone, da? Uite, merge acum, dacă nu ideal, nu ia, merge, dă-o încolo. Dragi prieteni, cam atât deocamdată, momentan, vedem noi dincolo ce o mai fi când ajungem. Aici e un jumate, România e două jumate. Băi, dacă aș găsi pe România, nu știu, să găsesc ceva pe autobuz dacă aș, sau pe cisternă. Poate găsesc ceva, mă duc să dau de adere cisterne și... persoane, se văd poate, dar nu persoane de trărăguțe de astea pe oraș, nu, domnule, ceva, na, te urci autobuz, faci o cursă lungă, cu golul vin apoi, înțelegeți, cam asta, dacă aș găsi. Pe microbuz, poate găsesc ceva, cine știe, Dumnezeu e mare, mă, băieți. Oricum, mi-a orânduit, sunt 100% că deja are pentru mine ceva bun. Nu o să mai fie acum când caut de muncă, cum era înainte. Acum sunt sigur că dacă nu e de la Domnul, nu cădem la înțelegere. Dacă e de la Domnul, 100.000, o să picăm la înțelegere, o să fie și serviciu după posibilitate, după... cum să zic eu, la bani o să fie și cât de cât cu bun simț și ore de muncă să nu fie încât să nu-ți mai vezi capul.
Eu am credință, fraților, eu am credință, acum nu mai... Am credință că Dumnezeu le așează așa, pe făgaș. Bă, mă gândeam că e prea pe spate, dar e numai bine fixată, că de când car roli, numai car roli, că am cărat. M-am dezvățat, nu mai prea știam unii poziția la o rolă de 26 de toni, mai în față, mai în spate, nu prea. Da, din câte mi-am adus eu aminte, așa, uita, na, au trecut atâtea luni, nu mai poziția exactă și zic, mi se părea că e prea pe spate, zic, mă, s-o dau mai în față, dar dacă o dădeam mai în față o gaură, mă drucina mai tare tonajul. Acum numai bine să zgâlții, adică echilibrată perfect, zic eu. Dacă dădeam 20 cm, mai aveam o groapă, o gaură la pare, aia care ține contra, 20 cm mai în față, mă zdrucina mai rău, dar și așa o simt. Dacă o dădeam, acum numai bine, zic eu. Nici pe prea pe spate nu era bine, că pe urmă mă sălta. Și tot, dar cred că am poziționat-o ca lumea, așa zic eu. Da, ne dăm cu dreapta, știu, cum să nu. Dar știu drumul pe aici. Dar să zădim încă pe centura Amberbenului. Te bați și mai depășești pe acolo? Dacă tu te mănâncă undeva, bagă-te, că doar așa faceți voi. N-aveți răbdare și vă băgați și depășiți-vă în dreapta, nu? Dar eu nu o să mă bag pe acolo, o să țin pe aici frumos, o să-i depășesc pe ăștia. Oricum e 70 pe aici. Nu încurpă nimeni momentan în curba asta. Că e mai bine așa să filmez decât să vă joace imaginea la fiecare întoarcere a capului meu. Mai țin acolo, mai țin mai încolo, mai încolo. Eu așa cred. Așa că mă cam trăgea centrifuga în dreapta. De aia am zis griști.
vedeți cum intră ăștia acum și se bagă pe aici pe dreapta. Pe banda 5 vine să bagi aici. Bă, nu ar sta ei la coadă, nu nimic. Și apoi blochează tot. Blochează și benzile astea și alea blocate. Tot blochează. Fraierii stă la rând, alții vin să bagă în față. Vedeți, bă, cât de nasol e unghiul mort acolo, încă voi sunteți mai încolo, dar mai spre, pe mijlocul patului aici. Dacă ați fi în locul meu acolo jos, nu se vede, să vedeți cum se observă mașinile. Dacă nu ești atent pe toate oglinzile alea pe acolo. Pentru că suntem sus și jos e ca și cum ai trece pe supervazul la geam, pe genunchi. Cine se va? Nu te vede nimeni dacă nu te ridici în picioare, așa și aici. Și mulți se așează acolo, mă, fraților, și stă acolo. Eu am televizorul ăla acolo, dar degeaba l-am, că eu nu mi-arunc ochii în el. Nu pot să mi-arunc ochii în el, eu ce zic. Nu știu dacă are vreun card, ceva de înregistrare acolo, care înregistrează în buclă, abar n-am. Dacă vrei, treci, dacă nu mă bag eu, că nu stau aici. Ce-mi plac astea, mă, Range Rover-le astea, îmi plac, mă, la nebunie. Nu știu, am așa o... Pentru ele, așa.
zăpadă aici pe intrare. Bagă toți acum că iese afară și nu stă la rând. Mai în față, nu pe prima ieșire, la a doua ies mulți. Ia indicator Kent. Nu știu, să mă duc pe acolo, să mă duc în altă parte. Uite și miliția aici. Hai, Marceluță, hai, arată-le tu ce poți pe aici. Așa, Marceluță, cu 26 de toni, dă-i tata, dă-i la deal cu tata, hai la tata. Hai, fetiță. Da, suntem, ia, că deja îi faci de râs pe ăștia. Pe ieșirea asta, pe ieșirea aia la altul și mulți se îngrămădesc pe acolo. Hai să ne strecurăm și noi pe banda 1. Așa făceam și eu, șmechiaream un pic. Le mai luam și eu față. Recunosc. Am acolo în port în 17-90, 17-91, 93, 92 toate pe acolo. Ce fac în mainge, mă? Parcare, pot, ce faci aici? Pot, mă? Pot faci? De când taxează ca lumea pe kilometru, a început să facă și ăștia autostrăzi, nu jucării. Că ăștia nu fură, ăștia, domnul, au, chiar dacă nu au credință în Dumnezeu, dar nu fură, de face. La noi face 10 km de autostradă și o și inaugurează, o și tai cu pamliga. Băi, din râsul curcilor, mă, băieți, mă. Ei faci 10 km de autostradă. Ei faci un pod la țară dintr-o linie de aia de cali ferată, peste un pârâu, pune 3 dulachi pe el și a făcut pod. Și pe urmă îl inaugurează primarul în sat, că eu te-am făcut pod. Bă, mă, lași. Ăștia, uite, mă, lucrează. Nu știu cât o fura, păi fură și ei, nu zic nu fură. Mă, dar să vie din urma lor ceva. Deci când se vede ceva în urma ta, băi, nu mai ai pretenții, băi, lasă, lasă, e, fură, fură. Dar au făcut. Dar la noi de atâția ani fură toți și nu am făcut nimic. Nimic. Bă, dar nimic. Mie nu spui 10 km de autostradă, de când se
se lăuda Năstase cu firma Bechtel din America că face autostrada, uite proiectul, uite la nu știu cum, gata, vom avea, uite să-i rupi oglinda. L-ai băgat, mă, în parapet, mă. Dar și pe el l-au mâncat, de ce s-o băga, nu putu stea acolo în spate, în zinzac? Am și eu unul în spate, dacă n-are loc, cum să... Nadin stau mai pe dreapta, unde să se bage? Ce, s-au lăudat, s-au dat și n-au făcut nimic. Până la urmă s-a reziliat contractul, a plătit nu știu cât miliarde de euro pentru... Pentru ce? Pentru nimic. Ani, mă, ani de zile, voi vă dați seama. Ani de zile se băteau cu pumnii în chept cât s-o prirenda pe acolo, pe la Ministerul Transporturilor, mari șmecheri, mari... Au ajuns în funcție și n-au făcut nimic, mă, n-au făcut nimic. A trebuit să ne rugăm pentru ei, să le dea Domnul lumină. Să bage frica lui în inima lor și să... Mai, bă, chiar dacă fură, dar să fure mai puțin. Băi, fraților, hai să ne băgăm și noi în depășire și mai avem 100 de kilometri, bă, închid, mai vorbim după dacă e. Sănătate, momentan. Vedem ce-o fi acolo.